ziua și bine v-am găsit la un nou vlogmas. Ați văzut deja cadrele cu cafeluța. Stați așa. Stați așa că nu vă arăt cum trebuie. Când o să beau eu din toate cănile astea, o să facem și colecția de căni într-unul din vlogmasurile de anul acesta. Dar astăzi este 1 decembrie și m-am trezit, am spus că cu siguranță în acest elfișor voi bea cafeaua. La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni. Avem o țară tare frumoasă, să nu uităm asta și să nu uităm să fim naționaliști și cu iubire de țară în fiecare zi, nu doar de 1 decembrie. Voi o să vedeți acest vlogmas mai încolo de 1 decembrie. În primul vlogmas nu v-am urat la mulți ani, v-am urat la mulți ani în comentarii, pentru că a fost filmat anterior zilei de 1 decembrie, ca să înțelegeți așa puțin cronologia. Sunt în pijamale pufoase, așa cum se cuvine, deci de 1 decembrie am început cum se cuvine, am dormit mai mult, pentru că ieri, 30, am fost la Târgul de Crăciun, vlogmas pe care voi deja l-ați văzut. Astăzi este un pic în prima parte a zilei, zi de curățenie, spălăm perdelele, toată casa. Cam așa fac la început de decembrie, să pregătesc casa pentru sărbătorile ce va să vină. Deci în jurul meu este puțin haos, spălăm perdelele, soțul meu trebăluiește prin casă. Eu sunt cu elful aici, am zis să fac introducerea, iar diseară mergem la Târgul de Crăciun, de aici din Constanța, așa că vă luăm. Spuneam, sărbătorim Ziua Națională prin muncă, vedeți că n-avem perdele. Mai au puțin, le-am pus mult, două căpăcele de parfum pentru rufe de la Intens și abia aștept să le scot, să umple așa toată casa de parfum, iar diseară, evident, ceară parfumată, brad, dar până atunci mergem și la Târgul de Crăciun de la Constanța. Ce credeți? Că scăpați de mine cu târgurile de Crăciun? Nu! Vai, fetelor! Trebuie să deschidem calendarul advent. Am uitat total. M-am luat cu treaba și am uitat. Deschidem împreună astăzi și prima zi de calendar advent de la Yves Rocher. Dar cum am putut să uit? Când abia am așteptat. L-am pus pe canapea ca să-l vedeți mai bine și sunt așa de entuziasmată de zici că cine știe ce se întâmplă, dar am așteptat mult. Eu chiar nu desfac. Deci când am un calendar advent, de la 1 la 24, atunci descoper produsele. Nici măcar nu mă uit ce conține calendarul advent. Am văzut așa câteva zile din întâmplare deschise de către alte fete pe Instagram, dar vreau să cred că le-am uitat și că nu știu cărei zile aparține ce am văzut eu. Eu sunt foarte conștiincioasă în ceea ce privește calendarele advent. Așadar, haideți să căutăm. Numărul 1 este aici. Iar pe fiecare cutiuță, din câte știu eu, scrie cam ce... Îți dă un spoiler, așa. A light cream, așa... Ia să vedem. Foarte frumos calendarul de anul acesta. Bine, în fiecare an cei de la Yves Rocher au o adevărată poveste în jurul colecției de Crăciun. Hai să vedem. O cremă de mâini. Da, din gama lor de Crăciun. Lici Givre, cred că este gama. Hai să vedem. Frozen Lici, da. Lici înghețat, practic. Hai mă, cu focus pe ea. Arată tare, tare drăguț și este numai bună de luat în poșetă. Deja au început să mi se usuce mânuțele. Pentru că în sezonul rece știți că eu sunt un soi de șopârlă cu ghilimelele de rigoare. Dar da, iată că a venit și ziua în care începem să deschidem împreună calendarul advent. Astăzi îmi pare un 1 decembrie super plin. Este 6 fără 10 seara. La 6 ar trebui să ne întâlnim cu sora și cu cumnatul meu să mergem la Târgul de Crăciun din Constanța. Dar iată că, bineînțeles, eu sunt din nou în întârziere pentru că am fost la cumpărături puțin și vreau să vă arăt și vouă repede cam ce am cumpărat. Am fost și la Pepco, am fost și la Sinsay, am fost și la Kaufland și la Lidl. Am luat câte ceva din fiecare locușor.
Soțului meu îi se tot pare că acolo în spatele meu e cam primăvară. Mi-a mutat florile alea care erau acolo, mie îmi plăceau foarte mult. Mi le-a pus sus pe dressing pentru că el spune că trebuie să decorăm și acolo de Crăciun. El este mai în vibe-ul sărbătorilor decât mine. Mie îmi plăcea cum se vede acolo, dar el a spus că nu, trebuie să punem un brăduț ceva și acolo. Așadar, am fost în Sinsay și am găsit brăduțul acesta cu 25,99. Uite așa arată el, este foarte drăguț. Am luat și instalație, o să-l împodobim și o să-l vedeți în spatele meu acolo. Acesta este ghivecelul, este artificial, iar aici are niște pietricele. Bun, atât am luat din Sinsay, iar din Pepco am mai luat o instalație cu 40 de LED-uri multicoloră, este ea. 8 lei parcă a fost aceasta. O să o punem, bineînțeles, în brăduț. Da, 8 lei a fost. Și am găsit, așa cum vă aștept, sunt cam ciufulit, am avut părul prins sus în coc. Am găsit ceară parfumată Apple Cinnamon și am luat tot ce am găsit la raft. Aceasta este varianta, 7,50 lei a fost. Și am luat 3 miroase, miroase superb. Deci, toată ceara pământului, m-am lecuit de lumânări parfumate. Aoleu, super miroase. M-am lecuit de lumânări parfumate și am început cu ceara, că mi se pare mai intens mirosul și mai convenabilă din punct de vedere al prețului față de situația că eu sunt cam obsedată cu ceara și toate cele. Acum să trecem la cumpărăturile alimentare și plecăm la târgul de Crăciun. Din Kaufland am luat șuncă de Praga de la Christy. Uite așa. Slăninuță cu boia. Așa. Salam sandwich toast de la Fox și soțul a luat aici jumări de porc. Îi spuneam și eu dimineață că parcă mi-e poftă de niște jumări cu prean. Așadar, am găsit treaba asta. Asta am luat din Kaufland. Bineînțeles că eram cheltuit o poală de bani, că unde te duci totul este extrem de scump. Dar asta este situația, asta e altă discuție. De la Lidl am luat turtă dulce. Punguța aceasta mare, îmi place foarte, foarte mult turta dulce și dacă nu mănânci acum turta dulce, atunci când? Soțul a luat biscuit cu unt, tot Favorina, dulciurile de la Favorina din perioada aceasta mi se par absolut delicioase. Hârtie de bucătărie pentru că aveam nevoie. Apropo de caravana Coca-Cola pe care ați văzut-o în vlog măsurile, într-unul din vlog măsurile trecute, am luat și o sticlă de Coca-Cola. Mi-am luat spumă de baie, am tot consumat spumă de baie perioada asta de la Lidl, mi se pare foarte faină. Aș fi vrut-o pe cea cu vanilie și lavandă, dar nu o avea și am luat-o pe aceasta cu lapte și miere. Raport calitate-preț foarte bun, cred că este vreo 8 lei. Baterii pentru luminițele pământului care se găsesc la noi în casă, saci pentru gunoi, brânză topită, cremoasă cu șuncă de porc și ce-o mai avea ea. Am găsit rătăcită pe un raft cutiuța aceasta de condimente pentru cafea cu portocală și lămâie, așa că am luat-o pentru că chiar căutam. Știți că o am pe cea de anul trecut cu scorțișoară și cacao. Aici am luat două Kinder Maxi King, telemea cu lapte de vacă, e bună asta, am mai luat. Varianta aceasta de la Milbona n-am mai încercat-o, afumată, organic cheese slices smoked, uite așa, o să vă spun cum este dacă vă interesează. Aici am luat pentru o soluție pentru curățarea băii pe care am mai folosit-o și care îmi place foarte mult, din gama lor V5, e în jur de 10 lei și e foarte ok. Șervețele umede, ce am mai luat? Din gama de lux am luat profiterol cu caramel sărat. Nu am încercat, dar o să vedem cum este. Condimente pentru vin fiert, pentru că it's time. Pateu de porc de la Bucegi 2. Ce am avut aici? Sana de la Covalact și-a luat soțul. El bea Sana, iaurt de băut. Lui îi plac foarte mult astea, eu nu prea beau iaurt. O pungă de fistic, cel mai bun fistic pe care îl cumpăr.
cumpărăm și recumpărăm de fiecare dată este acesta de la Lidl. Iar aici avem cireașa de pe tort. De mult vânează soțul meu acest hamon, cred. Da? Așa ar trebui. N-aș vrea să mă fac de râs. Stați să vedem exact. Da, este hamon ăsta. Stați să vedem și în română dacă are pe undeva. Șuncă din carne de porc, produs crud uscat, maturat minim 8 luni. Este ambalat în vid și ar vine cu tocătorul acesta și cuțit și suport. 90 de lei este. Când l-a văzut soțul la raft, a spus gata, îl iau acum. Așa că l-am luat. Și am avut un cupon pentru un vin spumant gratuit, așa că l-am luat și pe... Hai mă, se vede acolo? Nu-l vrea. Gata. Așa că l-am luat și pe acesta. Acestea au fost cumpărăturile. Merg să le pun la loc pe toate și plecăm la târgul de Crăciun. Apropo de asta, vreau să vă mulțumesc pentru toate răspunsurile minunate de la toate vlogmasurile pe care le-am postat până acum. Mă bucur, mă bucur, mă bucur din suflet că vă plac și sper să-mi rămâneți alături și în continuare. Acasă de la târgul de Crăciun, v-am luat cu noi, v-am arătat câteva cadre de acolo, dar era foarte aglomerat, așa că nici nu știu ce am apucat să filmez, dar cred că am apucat să vă arăt câte ceva. Cert este că vă arătam în momentul în care ajunsesem acasă de la cumpărături, că am fost la Pepco și Sinsei pentru că îi se părea soțului că aici nu am nimic festiv. Așa că mi-a așezat el frumos brăduțul acesta. Este un brăduț artificial, să știți, luat din Sinsei. Vi l-am arătat mai devreme, v-am dat toate detaliile. I-a pus luminițele și mi se pare că arată atât de frumos. Și se completează atât de frumos cu tot ce am împodobit eu aici în cameră, încât mă uit așa în jurul meu și nu știu dacă experimentați senzația asta, mi se pune efectiv un nod în gât și mă bușește plânsul, pentru că nu de tristețe, nu știu dacă de nostalgie, ci pur și simplu de bucurie. Mi-e inima plină de tot ce am în jurul meu și de magia acestei sărbători. Mi se pare că sărbătoarea nașterii Domnului are așa o baghetă magică pe care o flutură deasupra lumii și totul devine mai bun, mai blând, mai frumos. Aici pe birou știți cum stă treaba, calendarul advent ne așteaptă mâine să-l deschidem, cea de-a doua zi, pentru că voi mai ține, cred că și mâine, acest daily vlog. Daily vlogmas, mai degrabă, îl voi încheia ca să apuc să-l editez, să mă țin de cuvânt la voi cu
postarea din două în două zile, astfel că nu o să avem, acolo e dezumidificatorul la balcon, că am întins rufe, astfel că nu vom avea 24 de daily de vlog măsuri, însă vom avea 12, poate mai mult, cine știe, în funcție de material. Însă vă mulțumesc pentru că îmi sunteți aici și că interacționați cu mine, văd că ce am postat până acum v-a plăcut. Dimineața la cafeluța crăciunistică, astăzi avem cana Let It Snow, o să o las eu aici frumos să o vedeți mai bine, deci trebuie să beau în fiecare zi din câte o cană ca să pot să îmi justific nebunia cu cumpărăturile de căni. Foarte frumoasă este și mi-am făcut aici una din cafelele cu is festiv de la Nespresso. Este 2 decembrie astăzi, fetelor, și am venit aici la calendarul advent să îl deschidem împreună. Mi-ar plăcea, dar nu cred că pot, să-l pot deschide cu o singură mână, dar imediat vă las puțin jos și revin cu ziua 2. Am pus tot pe canapea până la urmă pentru că este cel mai ușor așa și haideți să căutăm ziua cu numărul 2. O vedeți voi înaintea mea că... Uite-o! Gata! Am găsit-o! Ia să vedem! Aceasta este și să vedem ce ne spune. Un ban botanic, o mil usage pour déjeunerie et repare en profondeur. Adică, zic eu, v-am uripilat și cu franceza mea, dar așa ca un lucru pe care nu știu dacă îl știți despre mine, îmi place mai mult franceza decât engleza. Am făcut franceză intensiv în liceu, în facultate, așadar merg pe franceză mai bine. Da, este un balsam pentru părul uscat și deteriorat și cred că este dintre acela fără clătire, din câte știu eu. Da, aceasta este ziua cu numărul 2. Vreau să închei acest vlogmas aici. V-am arătat câteva cadre anterior. Am aprins luminițele în toată casa. Nici nu mai știu ce am făcut în vlogul ăsta, pentru că el rulează, practic, perioada 1-2 decembrie. Astăzi este 2 decembrie și vreau să îl închei ca să am timp să îl editez și să nu-l lungesc foarte mult, pentru că v-am spus că vreau să postez la 2 zile. Mi se pare că se vede foarte drăguț în spate brăduțul acela. A avut soțul meu o idee foarte bună. Se vede tare, tare drăguț. Eu sunt în pijamale. Astăzi nu mai mergem nicăieri, nu mai mergem la niciun târg de Crăciun. Joi și vineri chiar am umblat de dimineață până seara, dar mă bucur pentru că, uite, așa v-am putut lua și pe voi cu noi, dar sâmbătă și duminică, adică astăzi și mâine, este zi de pijamale, de stat în casă, de trebăluit prin casă, de făcut mâncare. Mâine o să facem mâncare, o tocăniță cu cârnați vrem să facem și cu murături, avem murături de la e-mail, așa că nu cred că voi mai filma mâine, dar chiar dacă filmez pentru următorul vlogmas, așa că pe acesta îl încheiem în pijamale, pentru că mie pijamalele mi se par un soi de uniformă festivă, adică eu mi-aș petrece toată perioada aceasta în pijamale, acasă, cu luminițele aprinse,
cu ceară parfumată, cu miros frumos în casă, cu bradul lângă mine, un film de Crăciun, pentru că asta avem de gând să facem astăzi. Voiam să punem Grinch, soțului meu îi place foarte mult Grinch, ba chiar de multe ori el este foarte în spiritul Crăciunului, dar limită foarte bine pe Grinch, îi place mult de el, așa că astăzi cred că la asta ne vom uita. Așa că pe voi vă las aici, eu vă las cu bine. Am făcut și un duș și vreau să vă zic că am început loțiunea aceasta de corp de la Sabon, paciuli, lavandă și vanilie, care este absolutamente superb, superbă, superb mirosul, bine, superbă și ea. Ambalajul este din sticlă, dar mirosul este absolut minunat pentru perioada asta. Ai impresia că te scalzi efectiv în parfum. Deci paciuli, lavandă și vanilie, un melanj absolut perfect. Mașina merge. Merg să întind trufele, un film de Crăciun, așa cum v-am spus, iar pe voi vă las aici și ne vedem în următorul Vlogmas, în nici mai mult, nici mai puțin de 2 zile. Sper că vă este pe plac timingul ăsta de postat din 2 în 2 zile. Să-mi spuneți și voi în comentarii și să-mi spuneți dacă v-au plăcut episoadele de Vlogmas până acum. Până data viitoare, vă las cu bine, toate cele bune!